Domnul Bălan Ionuț a fost validat, a fost desemnat ca fiind următorul consilier pe lista consilierilor Partidului Alianța Liberalilor, așa cum știți, datorită demisiei date de către Apădănii Andrei. Dacă vreți să vedeți, adresa este aici. Conducerea Filialului Județene al de Bacău a analizat situația creată prin demisia domnului Apădănii Andrei în funcția de consilier local și susține pe domnul Bălan Ion pentru a prelua mandatul devenit vacant. Propunerea respectă prevederea articolului a actelor normative în vigoare, iar domnul Bălan Ion întrunește condițiile legale pentru a îndeplini funcția de consilier local la Comuna Belgrânt. El a candidat pe listele Partidului ALDE la alegerile locale din 2016, așa fiind pe poziția 17 ca supleant și a păstrat calitatea de membru al partidului nostru și este situat în susținut de organizația ALDE din Comuna Belgrânt. Da, cine e de acord? Dacă sunt de acord cu validarea domnului Bălan. Da. Acum vă rog să ne ridicăm picioare și vă rog să ne puneți la respectivă. Subsemnatul Bălan Ion, consilier în cadrul Consiliului Local de Sunt, județul Bacău, în conformitate cu prevederile legii, articolul 31, alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Vestului. Mulțumesc! Așa începând de astea, domnul Bălan face parte din Consiliul Local al Comunei de Vioț și are toate drepturile de a vota și de a participa la subiectul Vioțului. Deci, mai trebuie o punctă. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii împărșurilor comunale disponibile aflate în proprietate privată a Comunei Berezul. Știți că în întâi, cu sfârșitul lunii ianuarie, au apărut modificări la legea 34 privind concesionarea și încheierea împărșurilor comunale. La noi contractul expiră în data de 8 mai, anul curent. Aceste modificări care au survenit sunt acelea că începând cu anul ăsta se dă prin atribuire directă, dar în funcție de numărul de animale, deci va fi pe bază de cere, anexat în spate un tabel cu numărul de animale care să se regăsească în Registrul Național. Se dă persoanelor juridice și persoanelor fizice care să aibă sediu social în localitatea noastră și să aibă cel puțin, vedeți că o să se regăsească și în articol, un an vechime de la Chița. Da, aici am înțeles că și la APIA spunea că stă la latitudinea noastră. Deocamdată am înțeles că eu am primit o cerere, am înțeles că mai era una, eu nu am primit-o pe cealaltă, dar cu ambele persoane juridice am vorbit să ne aducă lista în spate. Fiindcă se dă exact pe numărul de animale, încărcătura. Fiindcă și dacă au teren mai mult și nouă de animale vor fi penalizați, că na, nu fac dovadă pentru ce folosesc atâta teren, și dacă au mai mult, nu vor fi tot penalizați, că trebuie să respecti comandă. Nu o să avem persoane juridice, cu primași, cu colegii din primărie. Am zis, sunt persoane juridice care au 5, 6, care au 4, 3, 4.
și solicită pe bază de cereri, noi o să, ați vedeți, procedura de valori procedurii, o să se publice pe site, o să pună exact condițiile și așteptăm cererile. Eu am spus că ar fi bine până la sfârșitul lui aprilie să finalizăm. Am înțeles că la APIA se depun cereri pentru ei până pe 15 mai. Deci noi suntem și cu contractul numai bine. Vorbesc că cele au venit, poate o să le studiem tot cu dumneavoastră, să vedem cui și să nu fie discuții de la fiecare reprezentant zonele în care veniți. Și să nu fie discuții. În acest proiect de hotărâre avem și acel preț de redevență. Până acum câțiva ani, redevența se calcula în funcție de masa verde. Consiliul Județean dădea o hotărâre câtă masă verde se producea și în funcție de ăsta pastoral făcut. Am zis că trebuie să mă uit pe raportul care m-a făcut domnul studiul respectiv, să vedem dacă ne-a dat ceva încărcătură de masă verde, solicităm la Consiliul Județean și prețul, dar puteți să punem un preț și vedem, deci, luna viitoare, dacă pentru redevență. Aveți articolul 3 unde am lăsat un preț să propuneți o redevență. Pe ECA. Gândiți-vă-ți bani al bugetul local. Știți că și până acum am intrat mult, 75.000 de lei. Pășunea toată, aveți în spate anexele tot pe trupuri, așa, e 320 de hectare. Ele avem și schiță cadastrală făcută. Dacă vreau să mă vreau să iei... Să pleacă de la o sumă sau... Păi, dumneavoastră decideți cum să vedeți. Nu, era funcție de masa verde, dar și la noi m-am zis acel raport de la domnul de la... Că e sumă mie, nu sumă acum. Da, eu v-am spus, acum 5 ani, ăsta 5 ani, a fost 75.000 de lei. Aveți o sumă de referință? Deci o să n-am calculat, dar împărțiți. Ce m-a interesat pe mine? Ați ajuns la zi cu... Cu plata. Cu plata. Da, mă plătit cu ori, să vedem, că n-a de tot. Deci nu mai știu ce mi-a înseamnă pe... Anul ăsta n-a plătit, că anul ăsta e termen până... Până când îi se expire contract. Da, plătești, nu plătesc. Dar eu nu mai rămâne administrat sau nu mai rămâne, nu? Deci nu rămâne. Și mi-am văzut la altă asociată. Da, dacă mai rămâne în... El este de acord să dar nu continuă. E de acord, da. Sigur că da. Dar acum depinde... Da, depinde de solicitări. Câți poate dați vor de fi? De alte cereri care se depună. Deci 234 era pe 234. Da. Puteam vota să dăm la aceeași sumă. Se pune dar cu vot. Nu, în urma analizii care se va face, intenția, adică intenția mea de a propune mărirea de redevență. Da, da, da. Că avem mult. Da, da, da. Păi de asta e și... Dar vedem cât de cât de gândești. Da, să vedem. Și vedem exact și cei care se înscriu, pentru că... Eu fac bătăresc că spun la cel care au avut până acum concesionatul suprafață, a venit cu o cerere pentru prelungire a contractului, cu care nu am fost de acord, suntem la licitație, la propunerea de astfel. Adică am vrut să o discutăm împreună, să nu iau o decizie singură. Da, da. Dacă sunt discuții, aveți probleme? Deci să punem la vot. Dacă sunteți de acord? Pentru măririi să-l pun la vot. Nu-i măririi. Pentru demararea procedurii. Unde-mi cred să prezintă la nici? Da. Pentru că nu s-a expirat. Deocamdată v-am zis că nu mai cer. Cercetare fără animale. Deci din start ce vrea să resping. Păi n-am numărul de animale. Cum scrie lege. Trebuie să aibă un tabel anexă cu fiecare animal. Sau nu îndeplinește acea condiție, că să aibă un an de zile de funcționare o statutură și de societate. Deci eu trebuie să aibă o formă, totuși, juridică. Da. În care să fie scris animalele pe forma lui juridică. Da. Da. Asta este totul. Deci nu trebuie să fie cele, poate să veni toți. Da. Da, dar interesantă o formă juridică, să aibă și un lucru de animale. Trebuie verificat și nu apară
Și la urmă și la parte... Trebuie că am avut grijă să mai invităm din zvoară cu voi, nu ceva rog. Asta de ce fac? Nu fie ceva comun. Ori cel care cu ei, ori cel cu face, cu face la el și voi și faci aceeași. Păi asta zic, ar fi bine să ne gândim totul dumneavoastră să le ții. Dar să nu mai avem scandal de... Cel care cu ei zic din zvoară. Da, da. Ce se face, se fie... Nu ce vreau, votăm și discutăm anterior. Și rămâne și taxa și asta sau... Da. Dar scrie de la scrie. Înțelegi? Vă mulțumesc, mă ține și eu la? Da. Nu vine, eu sunt acum parte, îți fac licitația unui comun. Și aici am așteptat că nu vine la aparat. Să vezi la scrie. Da, da, să vezi la scrie. Să vezi la scrie. Revin la aprobarea de licitația și statul de funcționare a aparatului. Avem o întrebare. Da. Nu, nu, nu cred că putem din cauza de care aici este... În momentul în care un proprietar de asta, gospodar de animale și iarăși nu a venit, vă spun din prima, vaca vizau mama mea nu mai caute. Spun, îl spun că nu se duce de azi, că nu e stradă, dar să-l spun eu. Și el a zis că ar tăi grau, dar și până acum, dar de cum am spus, că să știi că el e administrator, vizuat, vaca vizuat nu mai caute. Și va, nu mă duc, 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 Bani sunt, curs. Dau bani de la APA, trebuie folosiți. Nu s-a vedea, eu spune că e proprietar. Nu e de l-a luat, chiar e administrat pe izlat, e proprietar pe izlat. Atunci ea poate în cap, trebuie să până la podotierul, în citet. Așa, vaca pe izlat, nu mai calcă. Și toată ziua oamenii o să vin pe capul dumneavoastră la temărie. La primire contractului de asta. Da. Noi discutăm de noi, poate o să discutăm. Da, sunt cu ideea că ai venit cu copii. Nu, asta e ca masă, discutuie. Știi, cu lege, stai pe masă. Nu spun, domnule, nu mai din contract. Sunt clauze, se va face pe să poți pe să dau la primar, pune un contract. Aș vă explica frumos. Hai. Chiar vă rog frumos. La divers. Sunt clauze, vă scrieți la cuvânt și discutăm. Nu discutăm unul pe statul, că nu înțelegem nimic. După aceea, tu ești o schemi, primării, că rog. Dom'le, discutați fiecare la rând, să vă discutăm, dacă e probleme. Dacă în cazul care trebuie să ne-am oprit, ne oprim și trecem la doilea punct. Da? Eu e gândit de treaba asta, să știți. Nu e timpul cam deodată acum. Deci nu e cam deodată, dar pus în vedere. Cu clauză și în cazul mă respectă, rezervea contractul. Da, trecem la doilea punct, vă rog frumos. De hotărâre privind aprobarea organului programei și statul de funcțiuni, de funcții, aparatul de specialitate al primarului Comunei Bărgoș. Vă cer domnul cuvântul doamnei secretar. Știți că în urma controlului care am avut cu Curtea de Conturi, s-au solicitat câteva modificări la, la statul de funcție și la organigramă. Am demarat chiar din noiembrie de anul trecut procedura, au fost cam multe discuții, am primit avizul. Modificările survenite în organigrama primăriei sunt următoare. S-a înființat un birou de contabilitate, deci nu se numește compartiment de birou, în care s-a înființat un post șef serviciu și s-a desființat un post de jurist. Erau două posturi, nu știu de ce, am trimis cu două posturi de jurist la un moment dat în schemă, față de unul care l-aveam. Și astea au fost noutățile aduse. Deci înființarea biroului de contabilitate, prin care, într-adevăr, am băgat și achizițiile publice, am căutat să avem, să prindem să fie doi contabili, un contabil preferit, unul pe cheltuieli, așa cum a cerut Curtea de Conturi. Și în compartimentul de achiziții să mai fie o persoană. Deci compartimentul e cu 5 persoane, acolo cu șef birou.
Înțeleg că modificări așa nu au fost. Se făcuse să înființăm serviciul de asistență socială, dar au venit modificări la lege în decembrie și nu ne mai dă voie. La nivel de comună avem numai compartiment și a trebuit să refac din nou adresa și să solicit să nu mai dea avis pentru serviciu, să rămânem pe compartiment, pe compartimentul de asistență socială, iar în rest nu e nimic. La juridic, unde a rămas un singur post de jurist, că ăsta era de când fusesem eu pe postul respectiv. Dar v-am zis, nu știu, în urma când eu am preluat ăsta, ne-am trezit cu două posturi de jurist pe statul de jurist. Cred că era o greșeală făcută de la... Da. Avizul e primit, deci o aveam ok dumneavoastră. Dacă spuneți că ții pe marginea sau nu. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot, da? Da. Nu văd. Vă mulțumesc. Abțineri. Înseamnă de realitate. Vă mulțumesc. Trecem la ordinea. Cum? Sunt ordinea de zi. Noi de hotărâri privind revocarea domnului de hotărâri din Ministerul Administratului la SC, domeniul. Asta e, da, societatea care a fost, societatea public și privat, de rezolvă, SRL. Acum, domnul Nichita va treci și... În urma examenului care a fost pentru ocuparea agentului fiscal, el s-a înscris la concurs, a și câștigat. Este încadrat în organigrama primăriei și nu are voie să îndeplinească și funcția de administrator la acea societate. Plus că, așa cum am votat în ședința anterioară, domeniul public și privat o să-l închide, pentru că nu avem oameni cu care să lucrăm. Nu văd aici nimic. Nu este, că nu era postul de referent, dacă vă uitați, care e vacant, care s-a ocupat. Acum, după ce dau, deci, șa sau bun, pun și procesul verbal și tot. Deci, nu avem postul de referent? Da, cine este pentru? Da, și dar la punctul 2 acolo, să avem, să desemnați o persoană din rândul dumneavoastră, că sunteți asociați unii, care durata va fi de durată, 2-3 luni. Costel a depus toate actele, se va ocupa, dar în caz de o să-i spună ce calitate, să fiți unul din consilieri care sunt disponibili. Da. Și am lăsat loc, faceți rezidență la registrul comerțului. Am discutat-o cu domnul Creon. Gândiți-vă la o persoană care știți că e disponibilă să facă să meargă la... Haide, că nu-mi găsit toți. Propunerea este domnul Castellano. Eu am o propunere. Spune-mi. Voastră. Care aveți altă propunere? Dorine. Două propuneri. Ați cineva? Doar știți ce trebuie să faci acolo. Acolo, dar când cum o să fie chemat? Nu să schemezi rezilierea. Semnezi rezilierea. Pot să fie de la tine. Mă duc cu Costel, ca să ții treabă. Da. Hai, ce trebuie să joacă. Poți să nu mai de acolo? Da. Hai să fie. Vă mulțumesc. Da. Da. Mulțumesc. Atunci trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezbaterii terenului în suprafață, dezmembrarea terenului în suprafață totală de 37.055 m pătrați, având număr s-a dat de 61.076 și a terenului în suprafață totală de 719 m pătrați, având număr s-a dat 61.062, situată în intravreauna Comunii de Rezunț, județul Bacău, aparținând domeniul privat al Comunii de Rezunț, județul Bacău. Deci aici aș interveni, eu să vă spun câteva lucruri. Noi, pentru a putea face intabularea și rezistarea
cartea oficială a celor suprafețe, de fiecare dată este nevoie de acea hotărâre a Consiliului Local în funcție de cererile de solicitări care se fac de partea cetățenilor de acolo. Acum avem 6 cereri, trebuie să avem hotărârea Consiliului Local că este de acord ca să se facă dezmembrarea din blocurile fizice care s-au făcut cadastru. Pentru fiecare număr de cereri, 4-5, va fi nevoie din nou de aceeași hotărâre Consiliului Local, ca minte la OCPI nu se face înregistrare. De asta, ca să înțelegeți dumneavoastră despre ce e vorba. Și aveți 9 poziții, fiindcă sunt 2 drumuri și drumul chiar lângă persoane care solicită și azi dimineață am vorbit cu cei de la Catastru și ce doamne trebuie să prindeți și loturile. Ultimele 2 sunt loturi de drum, 1900 și nu știu cât, 1600, da, care trebuie scăzute din suprafață mare. Deci, dacă mai trebuie explicații, întrebări... Noi am discutat. Păi știu că ați discutat, tot acum am venit cu fiecare lot cu suprafața în parte. Deci, asta era... Știm toți exact ce trebuie și cum trebuie. Da. Să supunem la vot, cine se vede pentru? Cine se pentru? Vă mulțumesc. Ține. Vă mulțumesc. Unde ar fi mai mult în cele? Eu domnul de care și-am pus după ce o să vedeți, după ce îi faci. La un an, la La nivel se consider, dacă avem ceva obiectiv, ceva de rămâne din teren, cred că sunt, bănuiesc că sunt. Adică, sigur, vis-a-vis de pășunie, eu aș vrea să, adică aș propune să fie dat în administrare la mai multe asociații. Pe puncte. Da, Mărinții, o asociație, pe pășune. Așa, așa, exact asta am vrut noi și așa ne-am gândit fiecare. Fiecare asociație, mai ales dacă sunt făcute pe zone, se și în zona în care sunt. Partea grea și ideea este că după discuția care am avut-o, mă refer, în aparatul de funcție de la funcție, ne-am trezut cu acea ordonanță pe care spune că fiecare asociație trebuie să aibă un an de zile de funcționare pe teritoriul localității. Și nu e niciun. Și nu avem. Deci unii săraci nu îndeplinesc de acele condiții. Dar, am discutat tot aici și am rămas să discutăm și la direcția de la APIA, să vedem în ce măsură și asta este intenția. Pentru că, din auzite, cele nu au fost la tot, dar din auzite, se preconizează că ar fi o asociație la Moreni, ar fi una pe Dragomiru a celor crescătorilor de ovine, așa, și asociația vechi care a... Chiar și asta o oi. Deci la aia cu ovine, deja 90-100 de hectare cât sunt de alea de oi. Și atunci, dacă au suprafață, ce niciodată nu se mai fie probleme? Asta să știți că asta a fost la asta intenționăm, pentru că al mintele, spuneam acea cerere de prelungire a contractului și o semnam și o dădeam. Nu. Vreau ca să se poată, să se poate discuția. Ei se împărțim exact. Poate că așa apar și mult mai multe interese de a face ceva. Și nu asociație. Da, sau o concurență între ei. Să vedem ce și cum. Ce vă rog eu, Comisia Economică a Consiliului Local, vă rog eu să stați de vorbă și să discutați pe seama banilor care sunt veniți anul ăsta de la APIA, pentru că am înțeles că sunt niște bani. Eu nu vreau să mă amestec pe urmă că, dacă vă duceți aminte, așa se vehicula. Că las că primarul o stat de vorbă cu cealaltă și că o dat la pace și nu. Dacă vedem la pace, imaginați-vă că semnăm contractul. Nu m-a interesat nimic, nu mă interesează nimic, mă interesează doar atât. Să fie condiții mai bune ca în anii trecuți. Și să facem încă ceva pe pășunea comunală. Intenționând acele saivane, o apă care trebuie dusă în colțurile în care nu a ajuns și să facem treaba acolo. Plus căile de acces le-am amenajat și asta. De asta o să discutăm împreună aceeași chestie și o să supunem... Da, domnul Dan, mai are ceva bani? Asta vreau să vă transmit. Comisia Economică, să luați legătura cu asociația, să vedem ce bani, deci să calculăm redevența exactă până în luna mai, când se expiră contractul, să ne dea banii, iar diferența de bani, ori o dă crescătorilor de animale în mână, dacă nu poate executa alte lucrări, ori dacă nu, să facă ceva facem ceva până în luna mai de acei bani.
Deci, este și pe Martini, Martini sus acolo, ar trebui făcut toată pătoare pentru animale, chiar să ai bani, că la Moreanță nu s-au făcut, pe Tătoară nu s-au făcut nimic. Și mai e chiar și mai pe la stradă, cu cealaltă, la Islas, mai... Pentru că nu au venit banii când au venit, au venit banii din iernă, nu i-a făcut, știți. Și nici n-aveam cu cine, că societate... Totdeauna, totdeauna, eu am avut o discuție cu dumneavoastră, dacă vă aduceți bine în care v-am zis și v-am rugat să vă implicați chiar în tot ce înseamnă venitul acestor asociații, pentru că el, pentru că administrează și face, are 1%, iar restul banilor trebuie să investiți. Unde? În pășunea... Izval nu ai o umbră, la voață nici la voi. O umbră, n-ai nimic. Nu stai cu tăia, stai, tu-i trebuie să ne fii copul noi. Da, da, vedeți? Haideți să nu mai vorbim. Să punem în practică ceea ce spunem. O să-i cer, doamne secretare, să întocmească acel contract de concesiune, contract cadru, care îl punem la dispoziție în următoarea ședință, să-l analizăm și să-l punem cu virgulă completări sau să vedem exact situația. Toate problemele astea trebuie și afișate. Ia, bine, și voi gătiți. La diverse am și eu... Trebuie să intre. Aș dori ca pacientul. Nu. Deci pot să continui și eu, dacă da. Sunt poate, că am și eu o dorință. Acei pazici care au fost, dacă știm noi foarte bine, în acești 5 ani de zile, care contractul se face 15 mai, eu, partenerea, am fost nemulțumit. În ce sens? Nemulțumit pentru că am fost izolat din motivări pe pășune. Eu am fost chiar și mare pe robot, da? Care m-am dus și nu mi-a convenit ei bazici pentru că ei, partea lor care au fost puși, au retras-o și au ținut-o sub control. Iar partea noastră zis, care n-am avut pășunile controlate și verificate, a fost lăsată din liberește. Oile au venit și caprele când au vrut și când n-au vrut. Eu, personal, am prins pe cel paznic de capri, i-am luat bastonul, l-am adus acasă, am dus să-l duc la poliție. Nu l-am dus, că am zis să nu fac rău, zic să fac totuși bine. Le-am adus la cunoștință, s-au retras cu caprele după izvazul vaselor. Da, aș dori așa, că acei paznici care domnul, care va îndeplini condițiile și va intra în societate iarăși din nou, da, să fie aici de față, la ședință. Treaba asociației. Și responsabilul care răspunde. Nu știu, eu am zis, nu? Eu nu am zis, nu? Să aducă partice aici și discutăm cu ei. Să le punem în vedere. Nu știu, așa nu fac. Zici-o cu spatele ea de așa. Oi! Așa se pe dar dacă face ceea ce spune el și nu face ceea ce dorim noi, înseamnă că nu ne putem încadra așa. Deci ca o sugestie, noi vrem să noi avem, noi punem condiții pasnicului. Noi. Da? Noi vom pune condiții paznicului. Administratul. Administratul. Nu așa că mă duc acasă și mă pun și primesc salariul. Da? Și mă invadim cu ciobenii biznați. Așa e. Nu așa. Se răspund el. Ca paznic de asta e pus acolo, se răspunde. Și ia legătura cu patronul. Nu cu mine, nu toată ziua, bună ziua, telefon, treci la inimă, treci la inimă. Eu n-am bani de la asociația asta. Cel mai mare valoare pe izlazul Martine, asta e primul pic Fibernu. Cel mai mare valoare pe izlazul Martine. Deci ce pasnici care patronul îi va pune să vină aici să discutăm cu ei împreună cu patronul? Pe izlazul de ceva de lucru. Pun în condiții. Și trebuie echipă de control. Noi trebuie să organizăm, să facem echipă de control, controlăm pasnicile de alt. Dacă într-adevăr își fac datoria să nu. Eu am văzut într-un timp care nu este pășunat, nu trebuie să-l interziți pășunatul pe izlaz, să duc cu cântul de oi. Și vegetația o spun mulți de rădăcină. De asta nu avem vegetație, pentru că oile pășunează non-stop, 24-24. Și iar. Având în vedere că de 5 ani are contract, de 5 ani cred că au venit banii la timp de atât timp să facă pe izlaz la Martin, deci atunci când au intrat ei, deci, avea tot timpul să facă umbrat și altceva. Nu prea s-a făcut. S-au fost foarte puțin. După cât am înțeles... Dar trebuie să vin fiecare an să spune exact. Atâția bani am luat, atâția am făcut. Să vină fiecare an. Nu așa. Cum bilanță cu domnul Dan cu astea, în discuție, eu chiar personal am discutat cu dânsul, el a spus cu gura lui, are un cont 3 miliarde de lei.
Ar trebui acum la prima urgență să faci utilizare izolatului. Nu sunt de bani. Deci e fermă, da, de primire și deci ce parte a vinilor și partea ovinilor. Întreb cu asociația, în fiecare an să vină să-și facă bilanțul aici. Anul ăsta am construit un saivan, am construit două saivane, am construit 5 saivane, 7 izvoare. Am zis o doamnă și duce. Da, da, da. Izvoare, stai și duce rezerve și te tună în cap și nu stă nimic. La viitoare ședință, vine altul care vrea să facă ceva pentru izlas. Lasă să fie parcurs și o să fie inul, nu-și va lua la mare cu sapă. Băi, fraților, putine ce vă sugereze? Ce vă sugereze eu? Am avut o chestie, eu, dar și v-a spus. Dar vă zic că aveți dreptate de loc. Să vă spun de ce. Am stabilit că vom prezenta acel contract. Fiți cu completat la contract. Contractul îl încheie cu administratorul care va lua pășiunea și el trebuie să respecte alea. Eu nu o să mă gândesc să-i controlez pasul, nici să-i el. Răspunde el contractual de pășiunii prin oamenii care și-i pune. Și cu asta mă trebuie ce zic voi. Că dumneavoastră, îmi cer scuze, nu vă faceți datoria, nu mai spuneți acum. Există comisie juridică, există comisie economică, există... De ce n-ați chemat până acum? De ce nu l-ați adus aici să vă luați o întrebare? De ce vorbiți fără să aveți dreptate? Deci ne trezim și vorbim și vorbim și vorbim și nu facem nimic. Frumos, la următoarea ședință, se vin aici cu contabilul, nu puteți să-l chemați, cu bilanț, cu extrase de cont, vedeți ce ați luat, cu de ce nu face? Nu mai vorbim. Iar acel contract care se face cu asociația, trebuie să cuprinde toate cauzele astea, inclusiv acei pazni. Să spuneți acolo, paznicul trebuie să aibă 3 metri înălțime și 2 metri înălțime. Trebuie să împărți de bot și să fie așa. Dar nu mai le spuneți așa, că nu faceți nimic. Nu o să faceți nimic, vă spun eu, pentru că el tot oamenii lui o să-și pună și o să-i luat un contract și dacă îl dați în judecată sau vă luați de el, o să vi-l pun în bot. Și dacă vi-l pus așa în față, nu mai aveți spune. Nici în fața juristului, nici în fața legii. Deci, atenție mare la întocmirea contractului, de asta am zis că vi-l prezentăm și dumneavoastră completați. Uite, la punctul ăsta, obligație. Trebuie puse și această problemă. La trebuie. Da. Și atunci am încheiat orice discuție. Ce Dumnezeu? De asta voi credeți că nu, de ce nu și-au făcut oamenii, nu și-au spus-o tot timpul? De ce nu și-au făcut asociațiile astea să fie 7? Nici eu nu pot să o dau la aia de pe Dragomirul cu oinii, așa, până când nu am ceva clar, din cauza că voi răspunde. Și nu vreau. Există lege care spune clar că trebuie să aibă un an de zile. Nu o putem lua prima la primărie, ceea ce a spus domnul Crăciun. Pentru că nu ne dă voie, ca instituție publică, să achiziționăm sau să luăm bani de la apă. Nu ne dă voie. Și atunci, pentru administrare, ar trebui să le luăm câte un leu sau doi sau nouă sau 10, pentru fiecare cap de așa, și atunci am nenorocit omul. În loc să-i dăm bilon. Și n-am făcut nimic. Problema de 1.000, 10.000. Bun, și atunci cu ce mai faceți aici? Cu ce mai facem? Plus că acele de viață care vine pe pășune cu care noi intenționăm să facem orice copii. De ce să pierdem și aici? Pierdem și pe ei, pierdem și pe ei. Deci dacă vă să ceva la diverse, deci dacă tot vă suntem la diverse, eu v-am spus de acolo, oameni buni, ai întâi să gândim de două ori. Ce se vorbim la dată pe și pe răbii? Poate discuții, dacă ați spus la diverse, vă rog. Toată ziua vine omul, eu te domn primar, bate-ne la voi, eu te oaie la bat. Toată ziua, eu te domn primar. Dar eu nu-i strată domnul Crăciun. Eu vreau să vă spun acum cu domnul Dorian. Domn primar. Și până acum au avut. Și până acum au avut. Să știi, că aici vine la primărie, vine acum. Atată cât au administrat, s-a lăsat administrat, au lăsat la bat niște bani și de vinte și de oameni tot. Oie cu oile, eu vine la primărie. Cei care au creat problemii, așa, puneți o condiție, dumneavoastră sunteți cei care puteți. Păi, votați și spuneți așa, nu mai are ce căuta pe izlat. Da. Fix. După ce când poate vota, vă mai puteți să spuneți să joacă. Păi da, deja au zis că l-a sunat 24-24, l-a sunat cei de pe izlat. El de ce nu i-a lămurit cu oamenii respectivi? Doamne, este administrator, vorbiți cu doamna administrator, cine a pus pagă, tu să-l schimbi și așa mai departe, nu pe domnul Treja. Treja nu avea nicio treabă. Dar dacă el vrea sunat, și nu am vrut să ieși pici la oameni, să fie sănătos. Și-o da numărul la public. Nu, dar nu mai doresc ce a fost. Păi, dar nu mai doresc. Dar nu, nu are nicio legătură. Și nu doresc ca ceva de ațineai. Nici o legătură nu are una cu cealaltă. Tot aceeași mizerii care au fost până acum, nu. Deci nu sunt de acord. Mizerea v-ați creat o singură. Aștept propuneri. 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 Aștept propuneri.
Mai de Brejă. Dacă nu mai sunt discuții, vă rog frumos să spuneți. Deci, mai sunt discuții. Declarăm ședința închisă. Să vă mulțumesc. Declarăm ședința închisă.